Bună dimineața, măi oamenilor, iată că a venit sfârșitul de săptămână, a venit mult așteptată zi de vineri, a venit și colega mea Georgiana. Codreanu, bună dimineața, Georgiana. Bună dimineața și bună dimineața telespectatorilor noștri. Ce să mai ne pregătim de weekend, cu alte cuvinte? Adică, ce înseamnă a te pregăti de weekend? Așa cum vine ziua de vineri, ne pregătim de weekend, dar ce pregătiri se fac? Cred că oamenii, de fapt, mental și administrează cumva gândurile și zic, gata, e weekend, plec undeva sau, nu știu, stau relaxat acasă. Cu toate că mulți lucrează și în weekend și mai ales în situația asta în care ne aflăm, lucrează oamenii de acasă. Mai mult în weekend, cred că lucrează și unii. Unii. Unii, da. Păi primele impresii legate de coana vreme în această dimineață de 16 octombrie, iată că am trecut de jumătatea lui octombrie, deasupra Râmnicului câțiva nori, dar și multe stele, dar știi foarte bine, Georgiana, câte stele sunt pe cer dimineața, toate pierd. Ceva umiditate la sol, carosabil umed, a venit cu mașina sau pe jos? Am venit cu mașina, n-am avut ce să fac. Transportul în comun sau? Folosesc și. Nu sunt o ofițoasă. Da? Știi că întrebarea asta care se punea la polițien când erau în campanie electorală, că mai toți merg în niște mașini și în fața mașinilor mai ești câte o altă mașină, o girofar eventual dacă ești prin București și ești mai înalt în grad așa. Și întrebați așa, dar mergeți și cu transportul comun? Bineînțeles. Și cât costă un bilet la troleu sau la tramvai? A, păi știți că n-a mai fost de mult. Acum, dacă te-aș lua pe tine cât costă o cursă din Ostroveni până în Nord... Dar dacă vorbim de prețuri, să știți că, nu știu, din punctul meu de vedere, ești mai ieftin cu mașina decât cu un abonament la autobuz. Serios. Eu nu cred. De ce? Pentru că mi se par foarte scumpe, s-au scumpit și nu înțeleg de ce Râmnicu-Vâlcea are altfel de tarife. Pe mine nu mă costă nimic, pentru că am talon de pensionar. E bine, nu cred. Gratuite, elevii circulă... Că nu prea mai circulă acum, că sunt în online, da. Se circulă bine la această oră și în această perioadă. Spuneam și în dimineațele trecute, foarte puțini oameni pe stradă, foarte puține mașini, dar să știți că mi se pare o perioadă în care orașul arată mai bine ca niciodată din punct de vedere al curățeniei. Adică, înainte, cel puțin vara asta, am observat o grămadă de măști pe stradă aruncate, semințe, nu mai zic... Consumate, semințele consumate. Da, coși de semințe. Coși de semințe, da. Dar așa se întâmplă, că circulă mai puțin pe stradă și mai puțină mizerie, deși sunt falezele în fiecare zi întreținute de oamenii de la cei care sunt într-un serviciu al primăriei. Uh-huh. Mai sunt și unii care se așează și când se așează au și pungulița cu semințe, cum spuneai tu, cât un briceag. Oameni educați. Cât un briceag, așa că se iscălesc acolo. Am văzut că o să vedeți și imagini în emisiunea de weekend. Unde ajung unii? Deci unii... Da. Își propun să ajungă la mare înălțime și, de fapt, sunt la subsol din punct de vedere al calității interioare. Eu deci, nu înțeleg, sincer, dar mă rog. Hai să nu începem cu critici de dimineață, să încuntă oamenii așa. Și, domnule, pe astea dimineață ne relaxăm și noi. Uitați-vă cum arată Georgiana, plină de viață. Deși, spuneam, la prima apariție aici, la matinalul Fie Antenă, domnișoarele de vârstă aici sunt acum la somnul de frumusețe, așa, nu? Ai făcut gimnastica? Am făcut gimnastica și haideți, repede, 5 flotări. Eu nu pot, am venit cu scutire astăzi că după cele 10 flotări făcute ieri am făcut febră musculară. Nu vă cred. Da, nu, glumesc. Nici fiecare dimineață așa să ocupăm spațiu cu gimnastică, dar vorbim și despre sport, despre... Ne vom organiza și cu siguranță vom avea o zi pe săptămână pe care o vom dedica telespectatorilor pentru sport și nutriție. Așa să le stârnim curiozitatea celor care ne urmăresc. Până la ora 8 aici la matinalul Antena 3 Fie Antenă avem așa date despre coana vreme, curățe de pe frontul atmosferic, o să avem câteva semnificații ale zilei, comentarii, bineînțeles, de pe margine făcute de Georgiana Codreanu, apoi un horoscop plin de iluzii, certitudini, dragoste, drumuri, bani, câte și mai câte ne-am obișnuit, v-ați obișnuit. O să avem și o rețetă de lăsat groapă, cum îmi place mie să spun, dar nu cu ierburi și cu două boabe de orez și un fir de pătrunjel. De pătrunjel în farfurie. Sunt partenerii noștri de la Winners, Ionuț Lascu, bucătar
câștigători, totdeauna și câștigători sunt și cei care servesc acolo. Bineînțeles, avem și destinații de weekend. Ieri am fost, o să vă spun și pe unde, îi salut pe cei care i-am învit ieri în zona Malaya, Malaya Ciunget. Deja suntem în fiecare dimineață în casele lor. Ca să spun, deci am ajuns la familia Ciucă și zice doamna Mirela de acolo, domnul Vale mi-a zis, vecina mea că o să veniți aici, de-aia am și stat acasă, că altfel am plecat la muncă, cine știe pe unde. Deci s-a dus vorba, știi? Imediat, dacă pleacă de aici, pleacă în casele oamenilor și oamenii spune, vine până la noi, hai să ne facem. E bine că se pregătesc oamenii cu de toate. Oh, dar am prins... Ați prins bine. Am prins bine, da. Curgea o licoare acolo de la un cazan. În timpul mesei am ajuns bine, am și muncit puțin, pentru că nu te poți duce la un om în curte, mai ales dacă cum e gospodar, să-l lași, să spargă lemne, să care lemne, să care borhotul, să dea la animale, să eu știu ce să... Mi se pare mai corect. Mai dai o mână de ajutor așa. Mi se pare corect. Am încărcat și noi două mașini cu lemne așa pentru... De asta v-au și servit foarte bine, da. Ca la carte. De, în ceași pește vremea, doamnelor și domnilor, astăzi și mâine și poimine sunt informații primite de la urmașii lui Topor, de la meteorologi. Eu am să mă ridic puțin în picioare, dar o las pe Georgiana să vă spună. Ce trebuie să faceți dimineața la prima oră de deșteptare, când sună goarna deșteptării, când sună ceasul, când sună telefonul, când cântă cocoșul, când mai cântă și găina, nu? Da, cântă ce și faci găina, tu dimineața așa la prima oră? Sinceră să fiu, beau un pahar cu apă. Ăsta e prioritar pentru mine și vă recomand și dumneavoastră să consumați apă pe stomacul gol, ajută foarte mult. Așa că ce să mai zic? Începem cu un pahar de apă, după care cu voie bună și un zâmbet larg pe față și cu siguranță ziua dumneavoastră va fi mult mai frumoasă, nu? Da, să zicem că va fi mai frumoasă, dar dacă e vorba de o cană cu apă, nu e vorba de, să zicem, apă de ploaie. Nu. Uite că am și aici o cană cu apă și chiar încălzită. Și știi. Chiar caldă. Da, e chiar e caldă. Perfectă pentru stomac. E ideală. Face bine? Face bine, da. Uite că în dimineața asta eu nu am luat cana cu mine. Păi vezi ce înseamnă să fii gospodar? Da. Cum ajungi aici, te duci și la sursa de apă, la punem aici apa asta, nu pot să-ți dau din ea pentru că suntem într-o situație în care fiecare să-și păstreze obiectul, nu? Da. E bine, doamnelor și domnilor, avem aici harta județului Vâlcea cu partea de nord, o să ajungem și în centru și în sud, ca de obicei. Astăzi și mâine plouă cam peste tot, deși la prima ora dimineții nu prea ai crede că sunt șanse de ploaie. Mici, într-adevăr, la început 30-40, dar se duce șansa, urcă șansele spre 60-70%. În zona montană, submontană, vorbim de Câineni, de Brezoi, de Voineața, de Obârșia Lotului, la această dimineață grade mai puține, deci cea mai scăzută temperatură se va registra duminică la Obârșia Lotului 2 grade, 2 grade dimineața, iar pe timpul zilei în aceste zone va ploua mărunt, așa mocănește, cum îi place domnului Paul Mocanu să spună, e PM, Paul Mocanu, plouă mocănește, da. Temperaturi până în 10-12 grade astăzi și mâine, dar cele mai scăzute temperaturi vor fi înregistrate duminică. Astăzi și mâine, vă spuneam, ploaie în mai toate zonele județului Vâlcea, după care duminică soare, dar soare cu dinți, cu mănuși, poate chiar cu fular. În zonele înalte, temperaturi chiar sub 4-5 grade sau chiar sub 0 grade, temperaturile nocturne. Deci Câinenul, Brezoi, Voineasa, Obârșia Lotului astăzi e între 8 și 11 grade. Dacă e să coborâm înspre Râmnic, ne oprim puțin pe la Călimănești, apoi în orașul nostru, mergem în depresiunea Horezu, pe la Băbești și pe la Berbești. Cea mai ridicată temperatură astăzi e în județul, în Vâlcea, în municipiul Râmnicu Vâlcea, 19, aproape 20 de grade, ca și Drăgășeanu. De altfel, Călimăneștiu 17-18, Băbeniu la fel 17-18, mai scăzută temperatura la Horezu, sunt 13-14 grade și șanse mai mari de ploaie. Dacă e să coborăm înspre Foaia Verde Drăgășani, mergem mai puțin îmbrăcate, așa, înfofoliți, pentru că temperaturile la fel, între 14 și 19 grade. Vorbesc de Prundeni, Măciuca, Zătrem, Bălțești și Drăgășani. Dar, repet, dacă vreți să ieșiți astăzi în afara orașului, nicio șansă să plecați fără umbrelă sau fără o perină de ploaie și astăzi și mâine. Duminică, dacă vreți să plecați într-o excursie mai lungă sau mai scurtă, dincolo de oraș, că aveți unde, vă recomand să lăsați umbrela acasă, dar să vă îmbrăcați mai gros, pentru că temperaturile vor fi mai scăzute duminică. Repet, astăzi și mâine șanse mari de ploaie, iar duminică ceva mai plăcut, dar și ceva mai rece. Dacă e să vă îmbrăcați după mine, eu zic să vă îmbrăcați cât mai lejer, pentru că mersul pe jos și mai ales dacă urcați sau și coborâți, vă încălziți așa la drum. Cam asta e situația de pe frontul atmosferic în cele 3 zile, una lucrătoare și cele 2 de weekend.
De dimineață arăta 11 grade sau 12 grade, cam așa arăta de dimineață. Și vreau să zic că totuși mi se pare o vreme potrivită pentru luna octombrie. Meteorologii, specialiștii în meteorologie spun că anul 2020 va fi în istorie trecut ca cel mai cald an de până acum. Da? Da. Să zicem, în ultima decadă sau a mileniului 3, să zicem așa, se încălzește pământul, se topesc ghețarii, ai văzut, nu prea... Mai discutam cu cineva despre încălzirea asta globală sau nu știu cum să o numim de fapt, dar într-adevăr se simt niște îmbunătățiri sau nu neapărat îmbunătățiri, că de fapt e un regres din punct de vedere meteorologic. Însă, totuși, cred că și înainte, dar nu acordam noi o atenție deosebită cum acordăm astăzi. Cred că și înainte erau căldurile astea, serios. Adică aduceți-vă aminte când erau oamenii la sapă înainte, nu? Nu știu. Și erau... Acum sunt la mapă, nu mai sunt la sapă, da. Păi cred că e o încălzire globală de care se vinovați în primul rând noi. Oamenii nu prea se simte, știi, imediat într-o viață, de nu prea se simte că na, noi trăim 50, 60, 70 de ani, rar 80, 90 și nu prea aveți schimbările climatice, dar în 200-300 de ani schimbările se văd și iată ce era odată, planeta asta albastră, acum s-a cam încălzit, s-a mâncit și se mai și zgâlție din când în când. Nu știu, v-am zis, eu țin să cred totuși că nu am acordat noi înainte o atenție deosebită și abia acum vedem că de fapt, aoleu, ce nasol este. Păi eu ce zic, nu-mi dau seama ce putem face noi într-o viață de om și uite că alți oameni au de suferit și la rândul lor, cei care vin după noi vor avea de suferit. Lipsă de apă, lipsă de hrană. Apropo de hrană, avem o semnificație deosebită, Georgiana, astăzi de Ziua Mondială Alimentației, că tu ești cu alimentația. Da. Și ce se consumă astăzi? Astăzi ne consumăm și consumăm, știu că la tine ar fi o problemă, lumea ar avea parte de porții egale, dacă ar fi după Georgiana, la când mănâncă ea și se pune farfurie. Dar, apropo de farfurii, ca asta e o zicere mai veche, pe planeta asta toate farfurile sunt egale, numai că porțiile diferă. Uh-huh. Gândește-te în zona Pământului mai neagră, așa, vorbesc de continentul negru cu Africa, pe acolo câte state, câte nații sunt și suferă de... Foamete. Iar, ca să vorbim așa, ca să vedeți cât risipim așa, deci de dimineață m-am dus să duc și eu punga cu gunoi, săculețul cu gunoi. Măi, unde să-l pun? Că era ghena super plină. Eu nu fac asta. Dar ce faci? În sensul că eu îmi cumpăr și chiar le recomand oamenilor, nu înseamnă că sunt un exemplu neapărat, dar pe bune acum ar trebui să cumpărăm cât ne cere stomacul sau nu știu, cât mai puțin. Să nu facem risipă de alimente. Ai văzut cum arată depozitele de gunoi după Crăciun, după Revelion, după Paște, după... Oamenii fac excese. Uh-huh. Fac excese și cumpără foarte mult. Și nu mergeți la cumpărături cu burta, cu stomacul gol, exact. Da. Să nu cumpărați cu ochii, să cumpărați... Nu, alimentați-vă înainte de a merge la cumpărături, e cel mai indicat și uite așa o să fie și mai jos coșul de cumpărături. Mai sunt și alte semnificații care nu sunt legate neapărat de zona în care te interesează istoria, așa, mie îmi place să... Sigur că da, normal. Fac cunoștință cu trecutul, de exemplu, că din trecut vin și eu. Nu știu dacă o să ajung prea departe în viitor, dar îți dați viitorul ție. Franța, cu istoria ei destul de zbuciumată, pe la 1793, Maria Antoaneta a fost scurtată de cap, ghilotinată de cei care au hotărât și cel care a hotărât în primul rând, Ludovic al XVI-lea, și a fost acuzată pentru înaltă trădare și scurtată de cap, ghilotină. Da. Apoi ajungem în anul 1813, când erau la fel mari bătălii pe continentul european. Napoleon la Leipzig, bătălia de la Leipzig, mi-aduc aminte că a fost una dintre cele mai mari confruntări armate pe perioada domniei lui Napoleon. În bătălia asta s-au adunat pe câmpul ăla unde s-au întâlnit ostașii peste 500.000 de oameni. 500.000 de oameni. Și a fost și un incendiu la Westminster pe la 1834, un incendiu care a cuprins cele două camere, camera lorzilor și camera comunelor. Vreo 40 de ani a durat reconstrucția celor două camere. Bine, oamenii care sunt acolo astăzi și în camera comunelor și camera lorzilor, probabil că își mi-aduc aminte cele întâmplate. Și să încheiem cu această semnificație, în 1945, Organizația Națiunilor Unite a hotărât să fie trecută în calendar ziua de 16 octombrie ca zi mondială a alimentației. Dar, repet... Acum vreo 70 ceva de ani, nu? Sau cam așa? Da, stai bine cu matematica. Ca să vedeți că oamenii n-au stat degeaba prin alte zone când ceilalți ziceau pace, 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 dar se pregăteau tot timpul de război. China, în 1969, a testat prima bombă nucleară. Și când e stat nuclear, înseamnă că este o putere deosebită. Să știți că... care au fost. Da, China chiar este o putere
foarte mare, chiar prima centrală. Sau... Exact. Da. Nu știu dacă e chiar prima, dar se află printre iubești primele. Iubești produsele chinezești sau nu te apropii de ele? Nu tind să consum, încerc să fiu cât mai româncă și să cumpăr de la... Păi avem ei, de la noi, unor magazine pe care scrie Made in China. Da, uite, te duci și ei, uite, o ei de-a noastră. Eu mă gândeam acum la produse alimentare, că toți suntem cu ziua alimentației. Nu mănânci niște paste din astea cu alge, cu nu știu ce, de la chinezi, niște ciuperci, urechea babi sau cum... Sunt destul de bune, da. Din astea, bambus, muguri de bambus, nu? Nu, nu, muguri de bambus nu am testat, deși sunt foarte sănătoși și plin în omega. Că zicem că nu. De unde ciolan cu fasole și varză cu cărnații, trecem la... Urechiușe de lemn, nu? Da, nu știu ce să zic cu urechiușele astea de lemn. Mai bine cumpărăm de la noi, eu așa zic. Da, am fost ieri și o să vedem către finalul matinalului câteva imagini cu niște ciupercuțe ieșite după ploaie. Da, foarte frumos. Detaliile care fac diferența. Mă gândeam să ies la o sesiune de fotografii weekendul acesta, sincer, să fiu un râmnic, și să mă bucur de toamnă. De ce nu? Și poate întâlnesc și ciupercile de care spuneați dumneavoastră să le fac o fotografie. Sunt pasionată și eu de natură. Da, ies ele așa, și mai colorate, mai cu prochițe, cu pustițe, cu pălăriuțe în general, pălăriuțele așa. Le vedem astăzi? O să le vedem, da. Super. Ce vreau să mai zic? Iată ce fac ai noștri când mai pleacă pe dincolo și se dau mari și tari. Doi români, în timp record de 2 minute, spun și anul, în 2012 s-a întâmplat, s-a făcut mare tantam pe chestia asta, doi români în Olanda, Rotterdam, au furat 7 tablouri, timp record 2 minute, 7 tablouri în valoare de 18 milioane de euro. Tablouri semnate printre alții de Picasso, de Gauguin, de Matisse și parcă mai era un nume. Deci Picasso, Matisse, și Manet. 7 minute, 7 tablouri în 2 minute. Nici până acum nu au fost desparate, am înțeles. Doi români, da. Când s-a întâmplat? Bineînțeles că nu s-au dus ei mari amatori de tablouri, mă, să am și eu niște tablouri semnate de Picasso, Matisse, Gauguin în casă. Au primit o comandă. Și probabil că comanda a fost, după cum ați auzit, executată, nu s-au mai găsit tablele sau s-au găsit, nu se știe precis, să fac cercetări. Eu știam că de obicei nu sunt originalele expuse. În muzee? Da. Mă gândesc că olandezii nu sunt ca ai noștri. Adică te duci la un muzeu lui, să zicem, în Spania, un Picasso, te duci în Franța la un Matisse, la muzeul Matisse sau, eu știu, Bruegel, cel tânăr, cel bătrân, până în Olanda, pe acolo. Nu cred eu că îi expun... Pe unde eu să le ții atunci? Eu așa am înțeles. Da. Că, na, totuși e un risc și pentru ei să le expună și atunci cel mai bine e să... Adică toate pe lumea ți-a sfăcături? Haide să nu ducem telespectatorii în dărută. Zic așa, haide să vedem ce ne oferă zilele de astăzi, că avem un horoscop prezentat de Lili Suciu, după care o mai țin puțin de vorbă și o invit la masă, sigur nu o să mănânce, am o singură linguriță sau o singură furculiță la porția pe care o să vedeți, deși să știi că nu e prea multă carne, chiar carne deloc. Da, dar, super! Haideți să vedem horoscopul emisiunii. Haideți! Berbec, dați dovadă de mai multă creativitate decât credeți, mai ales astăzi când Universul vă trimite un semn pozitiv. Un lucru bun pentru că ați putea fi împinși într-o situație care vă obligă să fiți raționali, să vă gândiți cu atenție pentru a găsi răspunsurile potrivite. Sfatul astrelor este timpul să aveți mai multă grijă de sănătatea voastră, atât fizică cât și mentală. Taur. Nivelul de sensibilitate al taurilor este destul de ridicat astăzi, iar temperamentul lor poate cauza diferite conflicte la serviciu. Evitați discuțiile tensionate cu acei colegi de muncă cu care nu rezonați. Concentrați-vă asupra lucrurilor care contează pentru voi. Gemeni. Oamenii care nu sunt de acord cu voi ar putea să vă aducă o stare negativă, motiv pentru care ar trebui să nu puneți prea mult suflet în discuțiile de astăzi. Petreceți timpul alături de persoanele iubite și concentrați-vă atenția asupra evenimentelor plăcute din viața voastră. Spre seară s-ar putea să aflați o veste foarte bună din partea unei rude. Rac. Racii sunt sfătuiți să nu acționeze la impuls, în special pe plan financiar. Vă atrag multe lucruri frumoase și strălucitoare, chiar dacă nu foarte utile, însă, în doar câteva minute, portofelul ar putea avea de suferit. Este preferabil să păstrați banii pentru evenimente neașteptate, pentru că nu se știe niciodată ce pândește la colț. Leu. Dacă vreți să rezolvați o problemă aproape imposibil de soluționat, trebuie să faceți eforturi extraordinare. Folosiți întregul potențial și nu vă opriți din drum, chiar dacă obstacolele apar la tot pasul și din ce în ce mai mari. Va trebui să înfruntați emoții negative și chiar unele persoane apropiate v-ar putea descuraja.
Fecioară. Fecioarele ar putea avea parte de noroc pe plan sentimental, iar asta când se așteaptă mai puțin. O întâlnire cu o persoană misterioasă le dă nativilor din Fecioară fluturi în stomac, o senzație pe care mulți nu au mai trăit-o de ani întregi. Este momentul ideal pentru a trece la acțiune. Orice secundă de ezitare este o ocazie ratată. Balanță. Speranța este cuvântul de ordine astăzi. Indiferent cât de puțin probabil pare succesul, se pot întâmpla lucruri uimitoare. Gândește pozitiv pentru că știi că se pot întâmpla și lucruri minunate. Oamenii potriviți pot apărea din senin. Mama natură poate schimba totul. Banii rătăciți pot fi găsiți în buzunarul unei haine uitate în spatele dulapului. Scorpion. Luați lucrurile încet astăzi și acordați-vă timp pentru a vă putea concentra pe a spune lucrurile potrivite oamenilor potriviți, mai ales dacă sunteți într-o negociere delicată cu cineva. Rămâneți cu ochii în patru și fiți încrezător. Nu vă fie teamă să cereți ceea ce vă doriți. Puneți un strop de umor acolo unde se poate și veți câștiga teren în negocieri. Nu este nevoie să fiți extrem de serios când discutați lucruri serioase. Săgetător. Nu poți fi întotdeauna la fel de generos pe cât ți-ai dori cu prietenii tăi. Nu forța lucrurile pentru că nu faci decât să îți creezi frustrări care te vor împiedica să-ți atingi scopurile. Nu face promisiuni pe care nu le poți onora. Oamenii te vor respecta mai mult dacă spui că nu poți ajuta, decât dacă spui că poți și apoi îi lași baltă în ultima clipă. Capricorn, programul tău de afaceri ar putea să intre în conflict cu cel social. Fii pregătit să iei o decizie dificilă legată de prezența la un eveniment de la serviciu sau la o cină cu cineva special. S-ar putea să nu fie atât de iertători pentru că sunt puși pe locul 2, nu presupune că îți vor susține ambițiile așa cum te-ai aștepta. Când planifici ceva cu cineva, trebuie să-ți respecti cuvântul. Vărsător. Energia ta nu va fi ușor integrată în nevoile celorlalți, așa că nu este o idee prea bună să vorbești cu prea multă lume. Te simți atât de puternic și independent încât nu vrei să faci compromisuri, iar asta ar putea să fie greșit înțeles de ceilalți. Este o perioadă bună pentru a-ți pune ideile în acțiune și să pornești planurile la care ai lucrat atât de mult timp. Pești, ai grijă de sănătatea și dieta ta astăzi. Lucrurile s-au schimbat mai mult decât realizezi și este timpul pentru o examinare completă. Dacă ai depășit măsura, trebuie să scapi de surplus. Caută noi idei despre cum să mănânci sănătos și să faci mai multe exerciții. Dacă schimbarea a fost una sănătoasă, atunci ia-ți o zi liberă pentru răsfăț. Ai bazele stabilite și ești pe drumul cel bun. Da, îi mulțumim colegii noastre din Suciu pentru darurile culese din univers, pentru cei care sunt cu picioarele pe pământ sau chiar cu capul în nori, dincolo de nori. Vorba unui cântec, dincolo de nori e cerul senin, dar repet, pentru astăzi și pentru mâine, îmbrăcați mai de ploaie așa, iar pentru duminică îmbrăcați mai gros, mai de vreme rece. După posibilități, cum s-ar zice, de ce nu? Poate mă uit așa la tine, mă cam apucă frigul. Nu, nu e cazul. E cald aici. Mai ceva pe tine după ce ești de aici? Bineînțeles, ce credeți că am venit așa doar ful-ful? Se poartă așa un, dar nu. Mai către miezul zilei, așa, nu? Mai către miezul zilei, da. Sunt oameni care și-au aniversat ziua de naștere astăzi, 16, mâine și poimine, 17 și 18. Sigur că nu mai se fac petrecerile de altă dată. Sunt mai multe petreceri de pietoni. Și e și riscant să faci o petrecere pe petrecerea de pietoni. Atunci e și șofer, e și pieton. Petrecem acasă, în familie, dar și în familie, dacă cumva un membru este atacat de coronavirus, trebuie să stăm în camere diferite. Dar să ne întoarcem la aniversații zilei de astăzi, unii în viață, alții care au lăsat ceva în urma lor, și unul dintre numele importante, așa, care e legat și de literatură, dar și de film, de cinematografie, în general vedem. De maxime, de cugetări și de o viață din asta tumultoasă, un irlandez, Oscar Wilde, pe 16 octombrie. El a venit cu zicerea asta legată de mâncare și de frumusețe și de femei. Sunt trei pe care nu vreau să le ratez și să îmi spui dacă ești de acord. Ia spuneți. Ci că după o cină copioasă putem ierta pe oricine. Adică dacă ești cu burticica plină, nu mai ai niciun dușman. Cine știe în ce moment a scris autorul? După cină, după cină copioasă, da, după cină copioasă. A avut el un moment de revelație. Da. Tot el spune așa că femeia este creată pentru a fi iubită, nu înțeleasă. Da, e foarte celebră replica asta, da, și, într-adevăr, da, 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 da.
Bine, celebre și scrierile lui și unele dintre scrierile au devenit și filme, Portretul lui Dorian Gray, Socul Ideal, de exemplu, sau Ce înseamnă să fii onest, piese jucate și de actorii teatrului de stat Anton Pan, aici, la Ce înseamnă să fii onest, și am văzut și film, ai văzut filmul Portretul lui Dorian Gray, sau Soțul Ideal se găsește la librărie, sunt niște cărți cu Soțul Ideal la librărie, ca și Femeia Ideală. Cred că l-avem acasă deja. Da. Mai avem o zicere semnată, dar nu e cazul să vorbim de aniversare, pentru că nu știu când s-a născut, în ce an și epoca o știu așa. E vorba de Hipocrate, care spunea despre mâncare, despre hrană, ținând cont că astăzi este Ziua Mondială a Alimentației. Spunea așa, că lasă hrana să-ți fie medicament și medicamentul să-l fie hrana. Mai cu prima parte sunt de acord, adică hrana să-ți fie medicament, că e și ea ce mănânci, dar ca să transformi medicamentul în hrană, să îngurgi... Așa mereu ca un curcan la nasturi, la pastile și... Da, prea... nu știu ce să zic. Nu erau farmaciile așa de multe pe vremea lui Hipocrate, mă gândesc, da. Alte nume, în dreptul zilei de 16, mi-am notat aici, Eugene O'Neill, și el un scriitor foarte cunoscut american, a luat și premiul Nobel. Ei bine, avem și noi un nume în dreptul fizicii, unii cu fizica, alții cu fizicul, Alexandru Proca, un fizician, și bănuiesc că ascult muzică bună. Normal. Altfel, da. Lorin, o cântăreață de pe la suedezi. Euforia, de a câștigat cumva. Da, cu Eurovisionul, nu? Bună voce, sincer. Și un Sam Bennett, aici e într-un fel domeniul meu, pentru că eu urmăresc în fiecare an turul Franței și turul Italiei. Acum Sam Bennett este un ciclist olandez, pentru că am venit la rubrica sport într-un fel cu acest nume, Sam Bennett. Ne-a anunțat domnul Paul Mocanu cu surle și cu trâmbițe că va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni mare meci mare. Va veni să cânte acolo și colega noastră Ana Maria Cârstea, pentru că va fi singurul spectator în tribună, spectator neavând voie decât soliștii. Așa, și să susțină flacăra Horezu cu... A trebuit să mergem și noi. Păi n-avem voie. Of, un cameraman, adică domnul Paul Mocanu, și un solist, glumesc, Ana Maria Cristea, va fi văzută aici la Antena 3, pentru că are o emisiune de weekend, Vâlcea Turistică. Cu Gilortul, cei de pe Gilort vor juca cei de la Horezu. Sper să nu stingă flacăra cu multă apă din Gilort și să adune cei de la Horezu 3 puncte în dreptul lor. Și ieri am văzut partida de handbal din Liga Florilor, s-a reluat campionatul Unde Liga Florilor la televizor. Păi trebuia să mă duc la Ploiești, că jucau oltencele între ele. Bine, oltencele, dacă ne gândim ce componente are FCM-ului cu Vâlcea, vreo 4 din Spania, Germania, Serbia, mai avem și din alte zone ale Europei și ale lumii. Au învins... echipa din Craiova la Ploiești, e o diferență 4 goluri, așa cum victoria a fost... Ha? Sunteți mulțumit de cum au jucat? Nu prea. Dar ținând cont de pauza asta competițională și ce meci le așteaptă la Ghior cu Eto Ghior. Nu știu, Liga eu cred Campion. Că e o perioadă tare dificilă pentru sportivi, serios. Nu-i văd în stare să stea acasă și să mănânce, pentru că până la urmă, dacă stai și te gândești în perioada asta, omul ce face? Nu cred că stau. Au antrenamente, înainte de fiecare antrenament fac testări și după antrenament tot testări, testele tale fac. Și apoi, zilnic? La fiecare antrenament, cum intră în sală, fac testare. Cum ies din sală, fac testare. Și numai fotbaliștii la fel. Am înțeles, ca să nu ne putem noi întâlni 4, 5, 6 la o terasă, dar sunt 22 de fotbaliști pe teren. Da. Acolo coate, sărituri la cap. Plus că se mai întâlnesc și ei acasă cu familia sau, mă rog, prieteni, ce mai vin. Cu toate că, dacă spuneți că fac zilnic, înseamnă că sunt foarte monitorizați și din punctul ăsta de vedere. Bineînțeles. Nu prea au voie să se întâlnească. Oricum, să urăm succes fetelor noastre în continuare și să sperăm că nu va fi diferența atât de mare între Ghior și SCM-ului cu Vâlcea, cum multiplă câștigătoare a Ligii Campionilor echipa din Ghior, din Ungaria. Și o înțelegere frumoasă între cele două galerii odată, cele două galerii de la fost sa echipă Olchim și acum se cerem cu Vâlcea și galeria de la Ghior, galeria echipei Ghior. Nu vreau să știu ce priviri vor fi acolo. Nu, să știi că s-au înțeles cele două galerii. Când era vorba de Ferencvaros, Budapesta, mai greu așa. Ferencvaros va juca cu CSM București. Deci rețineți pentru weekend în fața televizorului meciuri din Champions League handbal feminin și bineînțeles echipa noastră care arde frumos pe la Horezu va întâlni o echipă din echipa Gilort. Da. Deci ceva de mâncare, nu? Hai să uite, până pregătești tu felul ăsta sigur al tău da. Cu ierburi și nu știu ce, ciuperci și albuși de ou,
Eu te invit la Winners, acolo ne invită Ionuț Lascu și să consumăm ceva năut, o mâncare libaneză. Ok, și apoi vă invit și eu la un desert. Da. De ce nu? Hai să vedem. Da, mă mișc cam greu, vorbesc cam greu, pentru că de o săptămână n-am plecat de aici, la masa numărul 5, masa învingătorilor, și mai fac o comandă. Vedeți că am rămas cu aceeași ținută și rămân la aceeași masă și avem același artist la masă, Ionuț Lascu la Winners. Am schimbat numai licoarea din pahar, pentru că s-a dus vinul, s-a dus saramura de crab și l-am cam pus la lucru, recunosc pe Ionuț, pentru că a avut săptămâna cât am stat eu aici, câte comenzi de saramură? De peste 50. Peste 50. Sigur că pentru săptămâna viitoare m-am angajat eu ca pescar pârât să aduc și eu niște crab. Pescui cu portofelul, dacă... da. Schimbăm rețeta, nu schimbăm locul, suntem tot la Winners și eu nu ne-am pregătit ceva de dincolo de granițele țării. Din Liban, sau ca libanez, avem un meniu. Eu de Liban știu doar de cedri din Liban și cam atât. Adică ce aducem de acolo pe masa de la Winners? Năutul, vânăta, ceapă, usturoiul și puțin sovrești. Dar lipsește ceva. Un par de bere. Nu, nu, că asta a venit. Carnea. Dacă nu e carne, nu pap. Avem în meniu azi un preparat vegan pentru cei care mănâncă fără carne. Acum, glumind puțin, aș putea spune că e în pericol gardul viu de pe lângă Winners. Dacă e comestibil. Salată ceva. Ratul se numește? Musaca libaneză. Musaca libaneză. Prefer ceva de la belgieni până vine musacaua libaneză. Și dacă o să vă placă rețeta, ca de obicei, drum întins la Winners. Acum drum întins la bucătărie Ionuț. Cât ai zis? 15 minute? 15 minute după ceas. După ceas. Am aici. Sun imediat dacă nu... Da? Dacă nu conformez. Am înțeles. Ionuț, tac și ascult că ai venit cu năut și cu legume fără carne aici. Dacă aș avea pălăria pe cap, a zice jos pălăria, dar mi-a dat jos și bandana, pentru că formatul ăsta de rețetă nu l-am mai văzut până acum și recunosc că nici în Liban n-am fost, dar nici din Liban n-am gustat. Câteva bucăți mari așa de vânătă. Toate bucățile mari să pară că sunt bucăți de carne, să nu uiți ideea de a mânca carne totuși. N-ai cum să mă păcălești. Eu aș mai adăuga ceva. Ce? Am o surpriză pentru Ionuț. Dacă tot e vorba de legume și am vorbit că e gardul viu în pericol pe aici, când vin veganii, mai punem o floricică. Da, microplantele, da? Sunt așa foarte... pentru ornament, nu? Da, puneți un înăuntru, ce să mai... Dar ideea e că tot ce pui în patrulite să fie comestibil. Și da, cred că floarea aia nu e comestibil.
Nu știu, eu nu sunt vegan, așa că cei care... Da, și am o crenguță, nu de cerul din Liban, o crenguță de tuie, cred că e de aici, nu? Da, da. Tot cu verde, așa. Oameni care au gusturi diferite, avem și rețete diferite. Deci de la oamenii care preferă carnea, la oamenii care preferă mai mult legumele. Făceți-vă drum și intrați în rândul celor care sunt poftitori și doritori de a fi câștigători, nu? Ionuț Lască și poftitorul și gânditorul, că m-a pus pe gânduri cu rețeta asta, Balicone Antena 3 Vâlcea, pentru emisiunea Fii Antenă și fiți pregătiți să gustați și aici, pentru că sunt multe de gustat. Da, mâncare libaneză. Foaie verde de năut, mi-a plăcut atât de mult ce a făcut Ionuț Lascu și cei de la Uinelta. Tu ai o altă rețetă? Eu am o altă rețetă de dulce, bineînțeles, biluțe energizante. Vă recomand să intrați și pe pagina mea anaigroeg30 pe Instagram și o să vin cu mai multe rețete și acolo. Este o rețetă de fulgi care se face cu fulgi de ovăz, cu fulgi de cocos, semințe de chia, mix de fibre, apă puțină și ștevie cu cacao. Eu sunt un fel de tot mai credincios, nu cred până nu văd, așa că te rog frumos de săptămâna viitoare să, vin data să vedem viitoare pe plasmă rețeta și pe tine la lucru. Iar pe telespectatorii rog să intre pe pagina mea de Instagram și să verifice acolo. Ana Igroic 30 sau Georgiana Codreanu, mă găsiți acolo. O rețetă de o să vă meargă fulgi, am înțeles. Fulgi de ce? Fulgi de ovăz. De ovăz. Sunt foarte buni, sunt un carbohidrat complex care ajută foarte mult corpul. Și, bineînțeles, beta-glucanii ajută foarte mult colesterolul, sunt foarte buni pentru persoanele care au probleme cu inima. Așadar, că aveți multe beneficii pentru această rețetă, eu zic să o încercați și, de ce nu, să venim și cu un plus de energie, pentru că sunt biluțe energizante. Și cum să consumăm energia dacă o căpătăm de la biluțele alea? Cu sport. Cu sport? Da. Da, cu sport. Deci revenim în zona asta de activitate. Aici confort, disconfort în niciun caz și mișcări în aer liber cât mai multe. Da. Avem câteva recomandări pentru petrecerea timpului liber în ceea ce mă privește. Câteva imagini, câteva detalii care fac diferența. Câteva fotografii realizate ieri la ieșirea mea din Râmnic spre Brezoi, Malaia și apoi spre Peștera Laptelui. Acolo o întâlnire cu o familie de gospodari, familia formată din domnul Pavel și doamna Mirela și mamaie care i-a ajutat. Aici o intrare în Peștera Laptelui, mă cam albisem la față, am crezut că nu mai dau de ieșire, dar am dat până la urmă de ieșire, ieșirea din peșteră. V-ați întâlnit cu ursul? Nu, nici măcar cu oasele ursului Speleus, ursul Speleus. Sunt câteva relicve acolo, spunea domnul Pavel Ciu că o seminte vechi de câteva mii de ani, deci zona asta a fost locuită. Dar lăsați-mă pe mine, ăsta e indicatorul spre Peștera Laptelui. Sunt câteva fotografii făcute cu niște ciupercuțe ieșite după ploaie, o zonă foarte... Valea Rudereasa, dar ca să vă convingeți de cele văzute acum pe plasmă, vă recomand o ieșire de weekend înspre Malaia și acolo luați legătura cu domnul Pavel Ciucă și o să vă vină ghid. Da, ciupercuțe nu neapărat comestibile, dar sunt plăcute ochiului așa la vedere când ai ocazia să și vezi, pentru că, repet, detaliile fac diferența. O apă peste care trebuie să treci ca să urci spre Peștera Laptelui. Presupun că ați trecut. Am trecut, unii au trecut și prin apă. Unul, Valicone, nu știu ce căuta pe acolo, cam albite și din peșteră. Se numește Peștera Laptelui pentru că trebuie să faci niște mișcări în patru lăbuțe așa și ceea ce se află pe pereții peșterii să depune și pe hăinuțele pe care le ai. Iar aici un grup interesant de ciuperci. O cădere de apă, una dintre cascadele întâlnite în drumul spre Peștera Laptelui. Aici o altă ipostază a acestei cascade. O să vedeți și o altă cascadă, una dintre cele mai frumoase, spectaculoase și cele mai mari din România, cascada Scoruș, cascada lui Pavel, tot în această zonă. Domnul Pavel e pe acolo după niște frunze și aici un ochi, o fereastră spre o altă lume, lumea din interior. Dar să mulțumim deocamdată, să nu le oferim tot ce se poate urmări duminica la destinații de weekend și alte recomandări în această după-amiază, 15 și 15 minute, Magda Popescu, analiza zilei, iar sâmbătă și duminică, Olteniei de sub munte, Ana Maria Predescu și o altă Ana Marie cu Vâlcea Turistică, Ana Maria Cârstea, iar duminică, destinații de weekend cu unul Valicone.
Tu ce recomandări faci pentru cei care rămân în oraș, bănuiesc că nu? Pentru cei care rămân în oraș și, nu știu, le recomand să se bucure de vreme, dar dacă va fi ploaie, și o plimbare eventual, prin ploaie. Eventual, nu știu, putem să facem un joc imaginar și să ne bucurăm de ploaia de afară, în preajma persoanei iubite, alături, nu știu, de un film și alte persoane. De ce nu sub o umbreluță? Sau da, da. El major, deci, și ea minoră. Totuși, e bine să ieșim și la mișcare dimineața, dacă nu plouă, 50 minute de alergare ar face bine organismului, sincer. Da, și suntem în continuare, în ceea ce mă privește, sunt în căutarea gospodarilor de Vâlcea. Am fost în zona asta, în piața de Râmnic, iar am fost o zonă mai depărtată de Râmnic. Peste tot sunt gospodari, numai că dacă nu sunt văzuți aici, înseamnă că nu, că nu există, dar trebuie văzuți și trebuie să învățăm de la ei ceea ce se întâmplă în această perioadă anului, mai ales toamna, când se culeg roadele pământului, se mai duc la acioală alte și mai sunt și vite, mai sunt și orătănii. E bine să le vedem, pentru că eu nu vă spun sincer, sunt în căutarea acestor oameni, pentru că de cei care fac politică și se plimbă cu mașina și mai care și o mapă și o secretară și niște excursii pe afară, eu nu sunt amator de întâlniri cu dumnealor, sunt de cei de pământ, că e ceramică de Horezu, că e ceramică de Vlădești, că e ceramică de Dăiești, Vlădești sau alte locuri așa. Oamenii ăștia mă interesează și nu numai pe mine. Cred că sunt foarte mulți oameni care merg în weekendul acesta la țară. Serios. Adică, nu știu ce să zic, dar majoritatea au o țară. Adică mai sunt bunici, străbunici, nu? La care oamenii merg. Îți spunea cineva foarte frumos că țara e ca un copil. Dacă îl uiți, țara pleacă. Da. Și pleacă de acasă, pleacă în altă țară. Iată că am și filozofat puțin în această dimineață, pe finalul matinalului Fii Antena. Fiți antenă și pentru ceea ce se va întâmpla pe undele Radio 88.6, la Radio Vâlcea, alături de Diana Ștefănescu. Am fost alături de Georgiana Codreanu. Și eu alături de Baliconea. Da, da. Și luni e gata, vine cu rețete, cu sport, cu mișcare, cu tot felul de chestiuni legate și de cei care sunt născuți într-o zodie anume, nu? Normal. Pietre prețioase, ce se mănâncă, ce se poartă, cu cine se mai poate lega la cap. Diversitate pentru telespectatorii noștri, că da, cu siguranță avem un număr mare de urmăritori, din ce am observat. Și e foarte bine. Suntem pe o linie bună. Da, și la de colegilor noștri din tehnici, lor mulțumiri cel de la știri, reporteri, redactori, toate cele bune. Ne vedem tema luni dimineața la o altă ediție a emisiunii Fii Antena. La revedere!